Partidul Democrat regretă că șeful statului nu s-a consultat cu fracțiunile parlamentare înainte de a-l propune pe Igor Grosu la funcția de prim-ministru. Liderul democraților, Pavel Filip, a scris pe pagina sa de Facebook că este profund dezamăgit și dezgustat de înțelegerile ascunse atunci când țara arde, iar oamenii mor. Președintele Partidului Democrat a mai adăugat că nu știe dacă șeful statului vrea acum un guvern pe bune sau va cere din nou să nu fie votat. Nici nu vreau să iau în calcul posibilitatea că noul candidat va cere din nou 0 voturi pentru că țara nu va supraviețui fără un guvern funcțional, scrie Pavel Filip. Potrivit lui, Maia Sandu trebuie să fie sinceră cu cetățenii și să le spună clar încotro se îndreaptă și ce îi așteaptă. Nu e loc de jocuri politice în timp de pandemie, sunt profund dezamăgit și dezgustat, a mai scris Filip pe Facebook. Iar deputatul Partidului Șor, Marina Tauber, spune că formațiunea va prezenta poziția oficială referitor la decizia Maiei Sandu după discuțiile cu liderul acesteia, Ilan Șor. Trebuie să discutăm tot ce s-a întâmplat cu președintele nostru și cu întreaga echipa noastră. Decizia doamnei Drulășteanu eu nu o să comentez. Eu cred că acest lucru și aceste întrebări mai mult trebuie să fie adresate ei. Comunicare între doamna Drulășteanu și deputat, la fel nu o să o comentez. Contactat de postul nostru de televiziune, deputatul Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari, nu a răspuns la telefon pentru a ne oferi o reacție. Totuși, înainte de anunțul șefului statului privind desemnarea lui Igor Grosu, Slusari avea programată o conferință de presă. Evenimentul însă a fost anulat imediat după anunțul Maiei Sandu. Liderul socialiștilor Igor Dodon a declarat la un post de televiziune că PSRM nu va susține candidatura lui Igor Grosu la șefia guvernului.